Bine v-am găsit, suntem la Dosar de Politician. Peste 30.000 de români au ieșit în stradă să protesteze împotriva legilor justiției, proiectul celor de la PSD. 15.000 de bucureșteni se îndreaptă acum spre Casa Poporului, protestatari la Timișoara, Cluj și în alte mari orașe ale României. O să discutăm toate aceste lucruri, dar și despre existența sau inexistența așa zisului stat paralel, alături de Elena Udrea. Bună seara, doamnă! Bună seara, bine v-am găsit! Ne-am găsit o zi bună pentru a face dezbaterea asta. O să rog pe colegi să ne dea imagini, dacă le au, cu protestele din țară. Le-ați văzut și dumneavoastră, presupun. A fost o chestiune începută acum 2-3 zile pe pagina de internet Corupția Ucide, doamna Udrea. Și înainte de a discuta pe fond despre legile justiției, despre ce protestează oamenii, aș vrea să fac o remarcă. Vedeți, cei care protestează acum, tinerii frumoși și liberi, așa zis, și tefeliști, da, cum îi numește Ion Cristoiu sau alți jurnaliști, aceștia sunt, de fapt, doamna Udrea, moștenitorii politici ai lui Traian Băsescu. Pentru că în fruntea protestatarilor sau cei care au adunat sau încercat să agrege tipul ăsta de mișcare socială de un an de zile, sunt oamenii care l-au sprijinit pe Traian Băsescu în luptele lui politice. În 2007 la prima suspendare, în 2012 la a doua suspendare, în lupta cu mogulii cei răi, luptă din care ați făcut și dumneavoastră parte. Dumneavoastră nu mai sunteți în stradă, alături de moștenitorii politici al lui Traian Băsescu, sunteți de partea cealaltă, spun unii, de partea baricadei, a celor care contestă statul de drept, contestă justiția, da? Lupta anticorupție din România. Cum, așa cum vă se simțiți? Duce ea astăzi de statul paralel. Cum vă simțiți că nu sunteți acolo și sunteți cred în altă parte? Cred că sunt, în principiu, aveți dreptate și o să vă spun că am avut și o analiză la un moment dat despre votanții fostului președinte și unde s-au dus ei azi. Pe de altă parte, este inexact că aceștia sunt urmașii votanților Traian Băsescu, pentru că sunt foarte puțin. Traian Băsescu a fost votat de milioane de oameni. Sunt convinsă că votanții lui Traian Băsescu, marea majoritate, nu sunt în stradă sau nu sunt în stradă pentru aceste motive. Eu mă bucur că oamenii, că există oameni în România care își asumă o atitudine față de ceva ce consideră ei că este incorrect să se întâmple și că ies în stradă pentru asta. Dar totuși, 15.000 de oameni la București nu înseamnă mare lucru. Eu mă întreb unde sunt restul. Cei care reiese din toate sondajele că sunt, cred în existența abuzurilor statului paralel, cred în statul paralel, în existența lui și îl condamnă, dar nu se manifestă. Eu pe aceștia aș vrea să-i văd în stradă. Pentru că probabil nu are cine să-i mobilizeze. Cei 15.000, sigur, 15.000 este o cifră. Mă gândeam venind încoace că ultimul mare meeting făcut de vreun partid politic a fost de PMP, pe vremea când îl conduceam eu, și am scos în stradă la București împotriva majorării taxei la benzină atunci 30.000 de oameni. Deci, în 2013, da? În 2013, cu vederea Ponta, a majorat cu taxa la pompă. Atunci spuneam noi că ponta te arde cu pompa. Și am scos în stradă, da. Da, și n-a contat că lumea a votat atunci pe cei de la PSD. Dar noi totuși, ca partid politic, am scos în stradă 30.000 de oameni. Deci 15.000, sigur, înseamnă e o cifră, contează, însă eu aș vrea să-i văd în stradă pe ceilalți. Cei care cred că România trebuie salvată în acest moment. Salvarea nu vine din modificarea sau nemodificarea aceasta care există acum în Parlament, a legii justiției, spre care o să vă spun că este praf în ochi, e apă de ploaie, cât de la un cadru coerent și o acțiune coerentă prin care acest stat, să fie stat paralel, să fie desființat. Și fără aroganță, spuneam unor colegi de la PSD, dați-mi 30 de zile să conduc PSD-ul și desființez statul paralel în România. Nu cu cred că, nu se cred poate. Că mai, nu mai doresc domnii de la PSD să vă vadă în fruntea vreunui partid sau unei mișcări este politice. Bine, este bine cu Dragnea. Elena Udrea a fost un lider politic bun pentru PSD sau rău pentru PSD? Eu cred că din punct de vedere al mandatului de ministru am fost un ministru bun pentru PSD, pentru că n-am ținut cont de gloarea politică și primarii PSD au avut finanțări cât n-au avut de la miniștrii lor și lucrul acesta se vede peste tot în țară. Dar cred că acum e
nerelevant. Ideea era cine se luptă cu statul paralel, cine din clasa politică are curaj să se lupte cu statul paralel și sigur nu e Dragnea acela. Și păcat de acest partid care a obținut, sau păcat de electoratul acestui partid, care în procent de 46% a votat cu PSD, pentru că, uitați, nu are nici măcar un stimul să se manifeste. Dacă PSD și-ar propune să scoată oameni în stradă în susținerea măsurilor pe care ei le iau, fie că vorbim de cele fiscale, fie că vorbim de măsurile puține, la anemicele măsuri referitoare la justiție și la statul paralel, cu siguranță că ar scoate milioane de oameni în stradă, nu 15.000. Deci de ce nu îi scot pe pentru că domnul Dragnea se pregătește să taie probabil porcul și anul acesta cu doamna Chioveș și cu cine a mai rămas pe acolo, că domnul Coldea nu mai e. Ar fi să taie porcul Eduard Helvig de la SRI cu Liviu Dragnea. Domnul Dragnea sigur și-ar dori să taie porcul în continuare. Dânsul asta face, a încercat permanent să se împace cu statul paralel, le-au mai amenințat cu un dosar, ba Belina, ba dosarul cu fosta soție, ba cum vedeți că se mai schimbă un judecător, pleacă la momentul potrivit, iese la pensie când trebuie să-i mai amâne dosarul domnului Dragnea, acum domnul Dragnea renunță la atitudinea aceasta bătăioasă pe care din când în când pare că o are. Mi-amintesc că a avut o formulare de genul că și mămăliga românească nu știu ce face până la urmă. Până la urmă explodează. Probabil ei, că a parafrazat dânsul a rămas doar la mămăligă. Partea cu explozia nu s-a întâmplat. La mămăligă și la jumere. Da, da. Deci, doamne, întrebarea că m-ați întrebat de ce nu ești ceilalți în stradă. Nu are cine să-i mobilizeze pe oamenii ceilalți. Păi stați puțin, că aici este oarecum. Iar aici există oameni deci obții, care... obții milioane de voturi, da, în decembrie anul trecut la alegeri, câștigi aproape cu 50% alegerile, da, și nu, da, reușești să-ți mobilizezi și tu oamenii în sprijinul ideilor pe care le ai. Pentru că aici cei de la PSD spun că vrem să facem bine, tinerii frumoși și liberi spun vor să ocupe justiția, să o schimbe pe doamna Chioveș și ceea ce poate că e adevărat. Dar apropo de statul paralel, dumneavoastră, doamna Udrea, nu aveți procese de conștiință? Pentru că dacă s-a creat un stat paralel în România, de bună seamă ați făcut parte și dumneavoastră din echipa asta care a constituit statul paralel. Să știți că acum mult mai puține, după ce am aflat că de fapt oamenii aceștia care erau în fruntea instituțiilor de forță, despre care, cel puțin la nivelul meu, consideram că este corect și bine pentru democrație să aibă putere și să nu mai fie la cheremul politicienilor, neștiind că această putere va fi confiscată în folosul unora din fruntea lor. Dar după ce am văzut, deci, că acești oameni erau la tăieri de porci, jucau tenis, mergeau la spa, culegeau via cu Victor Ponta, cu Dragnea, cu liderii PSD, nu mai am așa mușcă de conștiință, pentru că îmi dau seama că acest stat paralel s-a creat cu complicitatea. Dar unde este supărarea, doamna Udrea? Doamna Chioveș și domnul Coldea de peste tot. Da, mă rog. Se întâlneau și cu dumneavoastră? Se întâlneau și cu Ponta? Eu nu am fost. Și cu Dragnea? În momentele în care ne-am văzut erau semi-oficiale. Cel puțin nu ne-am întâlnit la tăierea porcului, la cules de vie. Apoi, se spune că oamenii ăștia au fost el Traian Băsescu. Ia uitați, asta vreau să remarc. Nu, au fost ai tuturor celor de care au avut nevoie. Când au avut nevoie să fie susținuți în funcție la renumirea doamnei Chioveș și din 2009 din fruntea parchetului general, și aceasta este acesta este un aspect pe care l-am spus la cele două comisii, deci când a fost nevoie ca doamna Chioveș și să aibă și susținerea PSD-ului la renumirea în funcția de procuror general, s-a împăcat cu PSD, negociind dosarul domnului Ion Iliescu, închiderea unuia dintre dosarele. Aveți probe cele pentru două. Asta? Știu ce s-a sunt întâmplat atunci. Grave. Și dacă punem cap la cap tot ce s-a întâmplat, votul negativ pe care l-a luat inițial în secția de procurori de la CSM, plus mărturisirea celui care a participat la aceste discuții, pe care nu îl invoc în acest moment, însă știe că am discutat și că mi-a spus, faptul că doamna Chioveș și s-a înțeles atunci, și presupun că nu numai dânsa, s-a înțeles cu PSD prin domnul Maior, negociind acest dosar, arată că de câte ori au avut nevoie oamenii aceștia, de câte ori au avut nevoie să-și consolideze puterea, să-și păstreze funcțiile, nu a contat cu cine au discutat, nu cu Traian Băsescu sau nu numai cu Traian Băsescu, care oricum îi susținea la vedere, pe față, erau oamenii în care avea încredere să conducă aceste instituții. Problema era că ei în spatele
acestor lucruri oficiale, acestor situații oficiale, de fapt erau prieteni sau cel puțin colaborau cu liderii PSD. Păi, juca la două capete. Absolut. E o chestiune românească. Absolut. Și acum supărarea da. De unde? De unde vine? Juca la două capete. Doar și că de ce ar trebui să am eu conștiința încărcată cu faptul că doamna Chioveși este în funcție? Doamna Chioveși ar fi fost în funcție și fără vizita mea, și fără vizita mea la Victor Ponta, care, vedeți bine, acum ne povestește că și Dragnea insista să o pună în funcție, că avea dosar penal, și domnul Coldei cerea să o pună în funcție, dânsul, chiar domnul Ponta își dorea să o pună în funcție, că vorba aceea culegeau via împreună la domnul Sebastian Ghiț acasă, deci vizita mea acolo cred că a fost așa și s-au și amuzat după aceea cum m-am dus eu să o susțin pe doamna Chioveși și nu aveau nevoie de susținerea mea. Și bun, Ponta, nu juca teatru în discuția cu dumneavoastră să spună acum presupun că da. Acum, da, a spus un lucru pe care și acum cred că l-a spus cu sinceritate și anume că dacă o numesc o să vedeți că primii pe care îi va aresta vei fi tu și Traian Băsescu. Deci, din acest punct de vedere, măcar jumătate a avut dreptate. Și a fost sincer, Ponta, da, probabil. Da. A avut un moment de sinceritate da. În baza vechilor tot, da. Relații pe care le aveați cu el, nu? Da, eu mă bucur că a spus-o atunci, pentru că văzând acum ce relații apropiate aveau și cât de bine colaborau liderii PSD, domnul Ponta Dragnea, domnul Sârbu, socrul domnului Victor Ponta, cât de apropiați erau de statul paralel de Coldea, Chioveși și Maior, îmi dau seama că prezența mea acolo a fost probabil subiect de glume ulterior. Deci nu vă asumați participarea la constituirea statului paralel, nu spuneți știu. Dumneavoastră, lucrurile acestea eu sunt nu de se întâmplau atunci. Nu e o istorie de acum, o să dea, nu știm cum au fost lucrurile. Nu se întâmpla așa ceva. Au fost câteva situații pe care, chiar dacă mie mi s-au părut abuzive, le-am luat ca atare, toată lumea trag percepția că, spre exemplu, că așa cum, nu știu, se spune azi de mine sau de alți politicieni, că Adrian Năstase era corupt. Faptul că erau voci care spuneau că nu sunt probe în dosar sau eu nu citisem dosarul. Mi s-a părut abuziv totuși să arestezi un fost prim-ministru în felul în care s-a întâmplat pentru o țară europeană. Mi s-a părut totuși că e ciudat în percepția care se va crea în afara țării. Dar m-am gândit la vremea aceea că până la urmă justiția trebuie să funcționeze indiferent despre cine este vorba. Deci, adică, în afară de doamna Uda, ne spuneți așa, pentru că nu eram eu subiectul dosarelor, am plecat de la premisa că justiția este corectă. Adică au fost câteva cazuri, asta vreau să vă spun. Nu se întâmpla că acum n-a luat nimeni cu cătușe pe domnul Adrian Năstase. Nu se făceau dosare, nu ieșise atâta lume să spună câte abuzuri sunt în aceste dosare. A fost un caz, cazul lui Adrian Năstase, și probabil, nu știu, poate cazul ministrului, care, cel cu cârnații și doamna Udrea. Dar nu era, Năstase, nu era ce este acum. Năstase țipa era că greu îi se face seama. Un abuz. Năstase țipa că îi se face un abuz. Da. Dumneavoastră erați la putere și spuneați, domnule, justiția să fie și pentru Năstase, să lăsăm de neamul da. Să muncească. Că, așa cum da. Tinerii frumoși și liberi spun despre dumneavoastră. Da, dar acum, astăzi nu suntem în situația aceea. Nu suntem în situația aceea. Astăzi, uitați-vă cât de suntem la 3 ani în care aproape în fiecare zi, cel puțin ultima, aproape în fiecare zi, constatăm noi și noi abuzuri. Justiția trebuie să... Vedeți, știți care este riscul la ce se întâmplă acum? Pentru că o mare parte din oameni nu mai cred în justiție. Nu spune nimeni cum să nu existe luptă împotriva sau atitudine împotriva corupției sau legi împotriva corupției. Evident că trebuie să fie. Însă, în momentul acesta, această luptă este confiscată de statul paralel pentru a executa și executa adversarii. La vremea aceea, asta încercam să vă spun. Era un caz, două, nu se punea problema care exista un abuz al statului de drept. Statul de drept s-a văzut în toată splendoarea lui după ce Traian Băsescu a mai fost președinte. Haideți să mergem puțin în piață și o să discutăm exact despre declarațiile dumneavoastră de săptămâna asta la Comisia Parlamentară de Control a SRI. Ați făcut declarații extrem de ciudate pentru dumneavoastră, nu vă caracterizează. Ați discutat despre CIA, despre intervenția americanilor în constituirea statului paralel. Gabriela Mihai, colega noastră, este în mijlocul protestatarilor la Palatul Parlamentului. Dacă aveam legătura pregătită, haideți să vedem ce spun oamenii de acolo. Bună seara, aici în piața Constituției, în fața Palatului Parlamentului, sunt aproximativ 15.000 de protestatari. Dacă din piața Victoriei au plecat în jur de 7.000 de oameni, iată că
Între timp s-au mai adunat foarte mulți. Pot să vă spun că sunt liniștiți, însă cei mai mulți dintre ei sunt nemulțumiți, desigur, de proiectul legilor justiției și au venit aici, în fața Palatului Parlamentului, pentru că aici, în Parlament, se află și proiectul legilor justiției și pot să vă spun că au avut numeroase scandări la adresa guvernului, cele mai multe dintre ele le știm deja cu toții, de exemplu PSD, Ciuma Roșie și nu numai. Așa cum spuneam, oamenii sunt liniștiți, o să încercăm să stăm de vorbă cu câțiva dintre cei care se află aici. Ceva mai devreme își doreau să meargă chiar și în fața Senatului. O să încercăm să stăm de vorbă, să vedem cu exactitate care sunt mesajele acestora. Haideți să vedem dacă găsim și pe cineva disponibil. Bună seara, vă rog să ne spuneți de ce sunteți în această seară aici. Care este mesajul pentru parlamentari? Simplu, le teamă de noi. Vrem să-i oprim să fure. Cu legile justiției, cu cum e cu aia, cu pragul a furat 19.000 de lei, dar ăla e de tun, că multă lume n-a înțeles, că pe ei nu interesează să fure 4.000 de euro per total. E 19.000 de lei, deci 4.000 de euro de tun. Și într-o zi poți să tragi nu știu câte tunuri vrei, câte contracte poți semna. Și ziua în care o să intre în vigoare legea, o să aibă deja contractele pregătite, de teamă să nu fie abrogată a doua zi. După aia, ce mai? Așa, cu numirea magistraților. Așa. Așa au spus, că o să o facă CSM, dar la recomandarea politicului, Ministerului Justiției. Deci CSM o să fie ștampilă, rubber stamp, și politicul o să vină cu propuneri. Au voie să refuze o singură dată. Îți bag doi incompetenți sau două slugi. Îl refuz pe Gheorghiță, îl votez pe Ionel. Așa, și cea mai interesantă e cu controlul psihiatric. Ai un judecător incomod, îl treci printr-o comisie psihiatrică și îl declar nebun, ca e tot la politic, la Ministerul Justiției. V-aș întreba dacă, în opinia dumneavoastră, considerați că aceste proteste vor avea ecou aici, în Parlament. Le teamă. Deci le teamă numai de stradă, da, bineînțeles. Astea sunt ca niște animale ăștia. Deci au niște instincte foarte bine ascuțite. Să nu-i subestimăm, să nu-i subestimăm. Deci proști nu sunt, sunt doar porumbi și hoți. Mulțumesc frumos, am auzit o opinie. O să mai stăm de vorbă și cu alte persoane care se află aici în piața Constituției. Bună după seara! Revenim, da? Vă rog să ne spuneți care este mesajul dumneavoastră în această seară pentru Parlament. Să plece acasă. Punct. N-are sens să dezbatem foarte mult pentru că se tot repetă pe toate televiziunile. Să vorbim așa non-stop e aproape obositor. Mulțumesc! Credeți că va avea ecou acest protest? Ar trebui. Nu știu dacă va avea, pentru că a dovedit că nu țin foarte mare cont, dar sperăm să aibă. Trebuie. Vă mulțumesc frumos. Așadar, după cum puteți vedea, oamenii sunt în continuare aici, în fața Palatului Parlamentului, continuă să rămână și vom rămâne și noi alături de ei să vedem ce alte cerințe mai au și, bineînțeles, și cât vor mai rămâne aici, în fața Palatului Parlamentului. Mulțumesc, Gabriela. Revenim în studio. Discuția să plece acasă. Spun tinerii, știți care este culmea? Că niciuna din aceste propuneri nu există. Ce au spus cei de care au luat cuvânt sau primul, nu există aceste propuneri în legile justiției aflate la Parlament. Chestia da. Cu pragul există, de 19.000 pentru abuz în serviciu. Nu, încă nu există. E o discuție. E o discuție, asta este altceva. Oricum ești tot tâmpenie să pui prag 19.000. A explicat Comisia de la Veneția că nu despre acest prag valoric este vorba. Sigur, domnul Dragnea ar vrea un prag, probabil, ca să aibă o soluție favorabilă în dosarul acela cu abuzul. Dar e o tâmpenie, deci nu este vorba de pragul valoric. Însă, la cât de deștept și de curajos sunt politicienii români și parlamentarii noștri, și eu zic că ar trebui să plece acasă mulți dintre ei, mă raliez celui de-al doilea care a intervenit, dar la cât de curajos sunt și la cât de inteligenți, uitați unde au dus discuția cu abuzul în serviciu, la praguri valorice. Bun. Să plece acasă, doamna Udrea, dar dacă ar pleca acasă cei de la PSD, să zicem așa,
prin absurd. Să plece acasă, au votat 56 din populație. Ce să facem alegeri, să alegem pe alții? Și vom alege tot pe ei, că asta, exact, exact. Este părerea unor oameni care, în cunoștință de cauză, sau mai puțin în cunoștință de cauză, au... Cred că lucrurile se rezolvă în felul acesta. Este dreptul lor să creadă asta. Încă o dată, întrebarea mea, unde sunt restul? Unde sunt restul? Cei care au ieșit la vot, cei care au votat, care au avut anumite așteptări de la cei pe care au trimis în Parlament? Nu, din punctul meu de vedere, sigur, e relevant că discutăm ce doresc 15.000 de oameni care au ieșit în stradă, dar nu este totul. Nu în felul, nu cu părerea celor din 15.000 din seara aceasta din stradă rezolvăm problemele din România. Spre exemplu, astăzi, cum sunt numiți judecătorii? Fix politic. Da. Fix așa, la propunerea ministrului justiției. Dar oamenii nu știu. Ies în stradă și spun lucruri pe care nu le cunosc. De aceea nu... Și pe procedura aceasta, nu judecătorii, procurorii eventual. Da. A spus judecătorii. Și procurorii acum, da, și judecătorii sunt numiți de tot la propunerea ministrului justiției, exact, domnul Ponta, exact, pentru corectitudine. Domnul Ponta a fost cel care a propus-o pe doamna Chiuveși. Exact. Și a fost bine. Ne place chestia asta. Păi, și cu Elena Udrea, care s-a dus acolo, și cu Sebi Ghiță, care și el, și cu nu mai știu cine, care Dragnea, care susținea. Atunci a fost bine când politicienii s-au implicat în numirea procurorilor, când a ajuns doamna Chiuveși și șef DNA. Vedeți câtă lipsă de coerență este. Dar oamenii ies în stradă. Eu cred că mai degrabă e așa o nemulțumire generală pentru care ies. Și încearcă, mă rog, să adapteze această nemulțumire absolut justificată pentru mare parte din populație la situația concretă. Azi ne revoltăm împotriva legilor justiției pe care nu le-am citit, nu știm despre ce este vorba, dar ne revoltăm că așa trebuie. Tinerii frumoși și liberi ar putea spune așa, chiar dacă doamna Chiuveși a fost propusă de dumneavoastră, de domnul Ponta, de cei de la PSD, o parte dintre ei, dânsa s-a ridicat deasupra. Și de unde știm că nu se vor ridica și ceilalți? Politicienilor și a anchetat pe cei care au propus-o. Am înțeles, dar de unde știm că nu și ceilalți nu vor face la fel? Nu se vor ridica și ceilalți numiți deasupra numirilor politice și vor face lucrurile așa cum le place celor din stradă. Eu mă gândesc cei care cred că nu e în regulă că doamna Chiuveși și mănâncă porcul cu Dragnea, care cred că nu este în regulă că doamna Chiuveși și face dosare la comanda adversarilor politici. Că cei care cred că nu e în regulă că doamna Chiuveși s-a dus în vie și tot satul paralel a făcut ce a făcut, aceștia unde sunt? De ce nu ies în stradă? Pentru că aceștia sunt mult mai mulți decât cei 15.000 care sunt de acord și cu abuzurile doamnei Chiuveși și cu faptul că a fost numită pe intervenții politice. Există o problemă cu argumentația dumneavoastră apropo de statul paralel. Ne întoarcem puțin la chestiunea asta. Argumentația are legătură cu faptul că dumneavoastră o spuneți în 2017 și ne-a spus că nu ați participat la constituirea acestui stat paralel, dar nu ați văzut... singur, nu l-a constituit cineva. Și nu ați văzut, nu ați simțit, erați foarte ocupată, probabil, ca să nu vedeți că se constituie un pol de putere în România, nu? Domnul Năstire, eu am spus în ianuarie 2015, am spus în campanie electorală, domnul, nu vorbea nimeni, nu știa nimeni cine-i Coldea, când i-am dat acel interviu, în urma că eu am avut 6 cereri de arestare în 2 zile, mi le-au făcut, nu știa nimeni cine-i Coldea, au crezut că a nebunit, că am înnebunit să vorbesc de cineva care conduce România, Coldea. Păi de ce l-ați dat interviu? Nu mai bine vă înțelegeați cu Coldea, nu mai aveați probleme penale? Păi, în primul rând că cearta mea cu domnul Coldea era veche. Iar mesajele din partea lui și al doamnei, a doamnei Chiuveși, o arestăm când putem o să o arestăm, erau vechi, veneau de mult și sunt invitații noastre care, persoane care vin la noastră emisiune și care pot confirma asta, pentru că erau oameni din anturaj care veneau și îmi spuneau, vezi că